Presa liberă trecere. Doamnelor și domnilor, bună seara, vă spun din nou, suntem la Presa Liberă Trecere, avem o ediție în care discutăm despre un nou proiect educațional la Râmnicu Sărat. Este vorba de un proiect demarat de Colegiul Național Alexandru Vlahuță, un proiect coordonat de domnul profesor Farfecă Guniță, directorul adjunct al unității de învățământ, împreună cu un grup de elevi foarte inimoși. Discutăm despre clubul de robotică înființat în municipiul Râmnicu Sărat. Avem patru invitați la Presa Liberă Trecere. Este vorba de domnul director adjunct, însoțit de trei dintre reprezentanții clubului de robotică. Avem prezent pe eleva Andreea Piron, pe elevul Bogdan Carp și pe Andrei Brutaru. Le spunem bună seara, bine ați venit la Presa Liberă Trecere. Bună seara! Bună seara! Și felicitări pentru inițiativă, pentru muncă, pentru rezultate, pentru că elevii s-au prezentat și la un prim concurs oficial recent. Domnule profesor, despre ce este vorba? Au reușesc elevii să folosească noile tehnologii în folosul lor, da? Și poate pe viitor în folosul comunității. Da, așa este. În primul rând, ei își dezvoltă anumite competențe și, plus de asta, prin acest concurs vor să arate și altor elevi ceea ce înseamnă robotica și nu numai. Vă rog să ne oferiți o scurtă prezentare a clubului de robotică. Cum a luat naștere acest club de robotică la Râmnicu Sărat? Cum a apărut această idee? Da. Eu am participat la anumite întâlniri cu profesorii de informatică, în care a apărut și această idee de robotică pe care să o promovăm în școală. Ideea a apărut acum vreo 3 ani de zile. M-am interesat despre ce este vorba. Am văzut că totodată acest cerc de robotică și acest concurs presupune și o anumită susținere financiară destul de mare. Și acum un an și ceva, 2 ani de zile, un fost absolvent de la Vlahuță mi-a propus să ne ajute să înscriem școala la acest concurs de robotică. Totodată predau și la o clasă destul de bună, în care elevii sunt foarte pasionați de informatică și de noile tehnologii. Le-am propus acest proiect, această idee, ei au fost foarte încântați și de acolo, din acel moment, totul a fost foarte simplu pentru că pasiunea pentru ei este foarte mare. Câți elevi numără în prezent clubul de robotică? 14 elevi sunt momentan la clubul de robotică înscriși, dar pe lângă acești 14 elevi avem elevi și voluntari care vin, sunt pasionați și ei și îi ajută. Este un proiect, este un club recunoscut de Ministerul Educației, dar noastră vă bazați foarte mult pe sprijin financiar din afară, mai precis pe sponsorizările primite. Da, da. Pentru că pentru a participa la toate competițiile și pentru a construi robotul, piesele trebuie să anumite piese care sunt destul de scumpe și deplasările noastre, cazările în anumite locații necesită sume destul de mari. Deci copiii care fac parte din acest club, elevii care fac parte din clubul de robotică, sunt elevi ai claselor de matematică informatică din cadrul Colegiului Național Alexandru Vlahuță. Da, majoritatea sunt de la clasele de matematică informatică și sunt copii foarte buni. Dacă sunt copii foarte buni, recunoaștem și noi, o să vă dați seama, dragi telespectatori și dumneavoastră, îi rog foarte mult să se prezinte. Începem cu domnișoara Andreea Piron, pe care dumneavoastră o cunoașteți din edițiile la care am mai participat, elevă în clasa a 10-a. A 10-a, da. Mă bucur că am revenit cu un proiect foarte interesant de această dată. Sunt elevă în clasa a 10-a, la profilul matematică-informatică, dar cum o să aflați mai dat, la noi în echipă nu sunt doar persoane interesate de fizică, informatică și matematică, ci sunt și persoane de pe profilul de filologie care se ocupă de evenimente și
de lucruri non-tehnice. Când ai ajuns în club, Andreea, odată ce a luat ființă clubul de robotică, te-ai înscris sau pe parcurs? Ai văzut care este evoluția clubului și ai acceptat? Clubul a luat naștere undeva la începutul verii. Pe parcursul verii ei s-au întâlnit, au făcut o mică organizare, iar în octombrie au făcut o prezentare în anfiteatrul școlii, care ne-au spus despre ce este vorba în proiect și ne-au anunțat că o să facă recrutări în scurt timp. Am fost la acele recrutări, am dat niște probe pentru departamentul în care am vrut să mă scriu, relații publice mai exact, și în scurt timp am intrat în echipă. Ai fost acceptată de echipă. Aveți un coordonator, în afara domnului profesor Farfecă Guniță, un coordonator, un lider al grupului? Da, coordonatorul sau team leaderul este Bogdan Carp, aici de față. Bine ai venit, Bogdan! Când am început proiectul în luna iunie, fiecare dintre noi era la început în materie de dezvoltare sau lucru în echipă. Și pe parcursul verii ne-am format o mini-echipă, un grup de bază de oameni pasionați, care și-a dorit foarte mult să atragă mai mulți tineri ca să putem să facem cât mai multe dintre scopurile concursului, dintre scopurile competiției. Și cu această idee în cap am făcut recrutările în liceu și ne-am format echipa în octombrie. Și de atunci până acum am reușit să participăm la diferite competiții demonstrative și o singură competiție oficială și am făcut diferite evenimente prin care considerăm noi că am atras destul de mulți tineri pe această ramură de robotică din oraș. Ce te-a determinat pe tine, Bogdan, să faci parte din club? Păi, sincer să fiu, cel mai mult m-a determinat faptul că m-am considerat mereu un tânăr care avea nevoie de o activitate extracurriculară prin care să-și dezvolte atât cunoștințele sale, cât și latura aceasta socială de lucru în echipă. Și am vrut să am un loc în care pot să mă duc în timpul meu liber, să mă simt foarte bine, în același timp să învăț. Să înțelegem că este o alternativă foarte sănătoasă, foarte plăcută pentru tine de petrecerea timpului liber. Nu știai cu ce să-ți ocupi timpul liber. Da. Da? Și ai început să construiești roboți. Am zis bine, da? Voi da. Construiți roboți, da? Da, da. Discutăm și cu Andrei Brutaru, elev clasa 11-a. Ești da. Mâna dreaptă a lui Bogdan. Da, ne înțelegem foarte bine. Și chiar asta vreau să subliniez. Adică, deși fiecare are anumite roluri, fie tehnic, fie un rol tehnic, fie un rol non-tehnic, este important să colaborăm foarte mult și să știe fiecare ce face fiecare. Iar atmosfera de la club, datorită acestui lucru, este una foarte plăcută. Pentru că nu este fiecare în colțișorul lui și își desfășoară treaba acolo și după aia pleacă, bună ziua, la revedere. Nu, comunicăm, luăm decizii împreună, râdem, glumim, ne distrăm și este o atmosferă relaxantă. O să las să unul dintre voi, vă rog foarte mult, să-mi vorbiți despre cum funcționează acest club de robotică. Îmi dau seama că funcționează ca o mini-instituție, da? Vorbiți de departamente, de partea de PR, publicitate, comunicare. Cine mă ajută? Pot să vă explic eu. În cadrul echipei avem structurate două părți principale, partea tehnică și partea non-tehnică a echipei. Partea tehnică se focusează foarte mult pe programarea robotului, pe construirea acestuia, pe modelarea 3D, printarea de piese sau lucruri de genul acesta. Iar partea non-tehnică se focusează pe evenimente prin care să atragem tinerii, pe găsirea de sponsorizări pentru a putea înduce mai departe proiectul, pe scrierea unui notebook, unui caiet al inginerului, al inventatorului, prin care să notăm toate activitățile și toate reușitele pe care le-a avut echipa. Așa cum avem noi astăzi. Aici. Da. Da. Și fie aceste două departamente sunt și ele împărțite la rândul lor. În partea de tehnică avem oameni care se ocupă cu construcția robotului, pe care noi îi numim ingineri. Avem un programator care scrie tot ce înseamnă partea de software a robotului, partea controlată prin componente electronice. Și șoferii care conduc robotul pe parcursul competiției și persoana care se ocupă de modelarea 3D a robotului și de modelarea 3D a diferitelor piese pe care nu putem să le cumpărăm din alte surse. Voi aveți hanorace personalizate. Da.
astăzi. Da. Așa vă prezentați și la evenimente, da? Da. Da. Aceste hanorace personalizate sunt făcute de unul dintre membrii noștri, adică designul lor este făcut de unul dintre membrii. Adică pe lângă toate tehnicile sau cunoștințele necesare pentru a construi un robot, avem nevoie și de cunoștințe legate de partea legată de frumosul lucrurilor, de grafică, de lucruri de finețe. Domnule director, elevii noștri, tinerii noștri reușesc să vină frumosul cu utilul, să ajungă la un rezultat pe care ni-l dorim în această generație. Discutam și cu ei mai devreme și făceam legătura cu o declarație pe care a făcut-o doamna Ecaterina Andronescu, ministrul educației, că tinerii din România au IT-ul în ADN. Deci folosim noua tehnologie, o folosim în avantajul nostru. De ce cunoștințe au nevoie tinerii pentru a face parte din acest club de robotică? În primul rând, de pasiune, să-și dorească să învețe ceva nou. Ulterior, toate informațiile le obțin din surse, au la dispoziție internetul, de la profesor, pentru că folosesc informații din fizică, din matematică, de informatică. Profesorul poate că la momentul respectiv nu dispune de informația concretă care să rezolve problema, dar le poate sugera sursele de unde se pot inspira, cărți, informație de calitate, pentru că internetul nu întotdeauna oferă, toate informațiile sunt 100% de calitate, și în felul acesta colaborarea dintre profesor și pasiunea elevului duce la ceea ce avem acum, în momentul actual, acest club de robotică. Cine se ocupă de partea de finanțare, de sponsorizări, de organizarea evenimentelor? Această muncă este lăsată pe umerii lor? Se descurcă singuri? Avem o colaborare și eu, prin informațiile mele, prin ceea ce cunosc eu, dar și ei sunt, o parte din echipă se ocupă și de latura asta, de a găsi noi sponsori. Deci este o colaborare între și conducerea școlii și elevi. Este un beneficiu clar pentru elevii Colegiului Național Alexandru Vlahuță, existența acestui club de robotică. Este o activitate extrașcolară. Înțelegeam din discuțiile pe care le-am purtat mai devreme cu ei că își petrec foarte mult timp la școală, deci reușim să-i ținem la școală prin activități foarte plăcute. Eu le mai spun colegilor din cancelare cu care mai discut, zic că nicio altă disciplină nu a putut să-i facă pe elevi să vină și sâmbătă și duminică la școală, să stea până la 8, la 12 noaptea, 10 seara și să vină din plăcere la școală în weekend și în timpul liber. E un câștig mare de tot pentru ei și pentru școală în același timp. Vă rog să le spunem telespectatorilor care este atmosfera de lucru, atmosfera de la clubul de robotică. Andreea. Avem niște întâlniri stabilite, oficiale, la care ar trebui să participe toți membrii. La care, bineînțeles, vorbim chestiile mai importante, votăm, stabilim ce lucruri avem de făcut în termen limită. După care, bineînțeles, fiecare își vede treaba lui, dar suntem conștienți de ce face fiecare dintre noi. Adică nu stau eu aici și scriu despre evenimente, iar colegii mei construiesc robotul în partea cealaltă. Să știm ce face fiecare și, bineînțeles, că ne mai și amuzăm, râdem, mâncăm acolo, am ajuns și să dormim uneori, e ca o casă pentru noi. Și echipa ne-a devenit familie. Care este locația în care funcționează clubul de robotică? E la într-o sală, la subsolul colegiului, în corpul principal de clădire. Cândva sala respectivă chiar se numea Clubul Elevilor. Am fost elev la Vlahuță și când am fost elev, acea sală o folosea conducerea școlii pentru întâlnirea ale elevilor și câteodată mai organiza și discotecă jos la club. Și uite că acea sală acum, la momentul... Deci în fosta discotecă, da, în da, 2019 da, a ajuns da, să da, funcționeze da. Clubul de robotică. Cu siguranță, cu ani în urmă, nici nu soarta visam, a făcut ca da. Această sală să fie efectiv pentru ce a fost construită, ca să spun așa. Andrei, câteva cuvinte despre atmosfera de la club. Așa cum menționat și mai devreme, chiar este un lucru plăcut.
puțin așa despre întâlnirile noastre, ajungem acolo, ne adunăm cu toții, pentru ca lucrurile să se desfășoare cât mai bine și să lucrăm cât mai eficient. Ne facem un plan, după care urmează să lucrăm în ziua aceea. Iar un lucru foarte important pentru noi, care ne motivează să lucrăm mai departe, este să ținem foarte bine evidența la ceea ce ne-am propus și ceea ce am reușit să facem. Pentru că în momentul în care mutăm o sarcină de la trebuie făcut la realizat, venim cu drag a doua zi să îndeplinim ce mai avem de terminat, să rezolvăm și alte probleme. Adică încercăm să realizăm o organizare cât mai bună ca să lucrăm cât mai eficient. Bogdan, ce ați reușit să construiți până în prezent? După aceea discutăm și despre marele concurs la care ați participat. Păi, până în prezent am lucrat la 3 roboți, dacă nu mă înșel. Da, fiecare dintre ei a avut o inspirație aparte. Primul dintre ei a fost un roboțel care s-a inspirat de la rovolul Curiosity, rovolul folosit de NASA pentru a explora planeta Marte și pentru a afla diverse informații de acolo. Dar și acela a fost făcut într-o săptămână cu încercarea de a participa la primul nostru demo. Cu 2 zile înainte de primul nostru demo, ne-am dat seama că robotul respectiv nu funcționează din cauza fizicii. Așa că între 2 seri am stat cu Andrei la club, în liceu, și am venit cu un nou robot, o nouă variantă, pe care l-am numit Gigi. Acest robot, până în momentul de față, l-am avut la toate competițiile și cu ajutorul lui am ajuns mereu printre primele locuri, prin semifinale sau chiar pe locul întâi. Și am fost foarte mândri de el. Dar atunci, în special, are deosebit acest robot, da? De v-a ajutat atât de mult. Era un robot micuț și acel robot micuț putea strecura foarte ușor printre ceilalți roboți care erau un pic mai voluminoși. Adică toți roboții se încadrează într-o dimensiune de 45 cm, dar robotul nostru era mai micuț, avea vreo 35-36. Așa că era foarte ușor să se plimbe printre toți cei pe acolo și să facă toate task-urile necesare, toate obiectivele din jocul de anul acesta. Iar ulterior, după acesta, ne-am dat seama că vrem să fim mai buni de atât, să facem unul și mai bun. Și acum, pentru competiția națională, lucrăm la un alt robot care va avea de gând să fie varianta noastră finală de robot pentru competiția de anul acesta, pentru tema de anul acesta. Câteva cuvinte despre concursul la care ați fost prezenți, concurs ce a avut loc la ieri, yes. Da? Andreea, ne-a ajuns tu? Da, a fost regionalul la care au participat în jur de 40 de echipe, mai mult sau mai puțin, a fost și o echipă din Ucraina. A fost o experiență foarte frumoasă, competiția în sine a durat 3 zile. În prima zi am avut ocazia să ne organizăm standul, să ne personalizăm masa și locul pe care ni s-a dat. A doua zi au fost meciurile de calificare, în urma cărora unele echipe au ajuns în semifinală, printre care și noi. Și în ultima zi a fost semifinala și finală. În ce a constat acest concurs? În ce au constat meciurile de care ne vorbești? Prezentarea... Pot să vă ajut eu aici? Te rog. În fiecare an, la începutul lunii septembrie, ni se acordă un filmuleț cu un joc care vine de la asociația principală din America, numită FIRST. În fiecare an se comemorează o altă temă. Anul acesta se comemorează asenalizarea modulului Apollo 11 pe Luna, acum 50 de ani. Jocul de anul acesta constă în a avea un teren de 3,6 metri pe 3,6 metri și robotul trebuie să îndeplinească mai multe sarcini. Meciul este structurat în 2 minute jumătate, pe parcursul cărora există două etape. Prima etapă este de 30 de secunde, este etapa autonomă, în care robotul face ceea ce îi spunem noi să facă de acasă. Îl programăm și el face lucrurile de acolo. În această perioadă, robotul trebuie să se dea jos de pe modulul principal din mijlocul terenului, de pe lander, cum este numit. După care, cu ajutorul unor software-uri de recunoaștere a diferitor materiale, recunoaște un cub galben dintre o linie cu 3 minerale, două fiind albe și unul fiind galben, trebuie să dea la o parte pe acela. Iar după care robotul se duce să își placeze mascota echipei în unul din colțurile terenului. După care începe perioada controlată de șoferi.
în perioada aceasta controlată de șofer de 2 minute, fiecare robot are de ales între a pune minerale fie în depozitul echipei, în unul dintre colțurile terenului, fie de a pune mineralele sus în landerul din mijlocul terenului, în modulul respectiv. Și la final, roboții fie se agață înapoi de modulul respectiv, fie se parchează în, tot la fel în colțurile terenului. Și care a fost rezultatul înregistrat? Ce ați obținut la Iași? Am ajuns până în semifinale, dar din păcate n-am mers mai departe. În schimb, pe baza caietului de inventator pe care l-am făcut, am primit un premiu numit Connect Award, primul loc în acest premiu, premiu ce se dă pentru echipa care a reușit să înglobeze cel mai bine o legătură puternică între firmele de profil din localitate și proiectul în sine. Adică, cumva am reușit să înglobăm ideea de știință, tehnologie, inginerie și matematică foarte bine alături de toți partenerii noștri de proiect, de sponsorii noștri. Va urma un alt concurs pentru care vă pregătiți? Da. Urmează etapa națională, la care vor participa peste 120 de echipe. Este o etapă foarte importantă, deoarece ca rezultat al acesteia te poți califica la etapa internațională în America. Concursul provine din America, iar la noi în țară se desfășoară de 3 ani. Noi ne pregătim intens pentru acest concurs. Odată pe partea de construirea robotului, încercăm să construim un robot cât mai performant și cu siguranță vom reuși, și pe partea de stand și de imagine a echipei, da, de promovare, pentru că ne dorim ca toate echipele care vor veni la acest concurs să știe că ei sunt BoogieBots și ei au fost și au participat acolo și uite, avem și ceva de la ei, uite, au făcut lucrul acela frumos. Pregătim foarte multe surprize pentru această prezentare la acest concurs. Am înțeles. Îmbinați și partea practică, tehnică și cea de PR, de imagine. Da. Domnule director, ce spun domnii profesori de această activitate extrașcolară? Sunt încântați. Școala câștigă în imagine, în primul rând, ei câștigă în cunoștințe. E un lucru foarte frumos, pentru că este o activitate extrașcolară de unde toată lumea are de câștigat. Și școala, cât și elevii. Și totodată comunitatea, pentru că ei își doresc să nu se oprească după ce are loc etapa aceasta finală, care va fi acum în martie, 22-24 martie, și sunt așa de pasionați încât vor ca acest concurs, acest club de robotică să se extindă și la școlile gimnaziale din oraș. Săptămâna trecută am fost la anumite școli din oraș, numărul 1, numărul 5, numărul 6, și le-am prezentat elevilor de gimnaziu ce înseamnă robotica și ce înseamnă și concret acest concurs de robotică. Ei au foarte multe, cum să zic, idei pe care vor să le promoveze în oraș și care au ca finalitate dobândirea de cunoștințe în domeniul informaticii, al roboticii și nu numai, cât și pe partea asta de artă, ca să spunem așa, imagine, design, alte lucruri. În mod evident, sunt doar beneficii de care vorbim. Care sunt disciplinele pe care voi trebuie să le stăpâniți în mod deosebit sau cei care sunt interesați să facă parte dintr-un club de robotică? Informatică, matematică, fizică, spuneați? Bineînțeles, și nici științele sociale nu pot fi date la o parte. Sincer vorbind, nu știu dacă pot să spun că sunt niște materii pe care trebuie să le stăpânești foarte bine. Tot ceea ce contează, exact cum spunea domnul profesor mai devreme, e să ai o pasiune foarte mare și să ai o dorință de a fi curios, de a afla cât mai multe lucruri. Pentru că dacă le ai pe acestea două, curiozitatea și pasiunea, restul informațiilor vin de la sine, adică poți să le stabilești una peste alta. Dar pe lângă matematică, fizică, informatică, ar mai fi, spre exemplu, și română sau engleză, pentru că notebook-ul pe care îl facem, caietul pe care îl facem, trebuie scris în engleză. Ar mai fi, nu știu, desenul pentru designurile care le facem, economia pentru a putea să ne structurăm un buget
decent și a putea să ne face un plan de afaceri. Ar fi foarte multe lucruri, adică se iau informații din foarte multe domenii pentru a putea pune o echipă la punct, o echipă bine formată. Unde sperați să ajungeți pe viitor? Cu acest club de robotică, dar și în plan personal. Andreea. Adevărul e că noi ne-am, e unul din țelurile noastre este să punem Râmnicu Sărat pe harta roboticii din România. Pentru că la noi în oraș această ramură nu este foarte bine dezvoltată, iar prin acest proiect sperăm să atragem cât mai mulți tineri și să facem conștient întreaga comunitate de ceea ce se întâmplă aici. Avem și niște planuri de viitor, despre care o să vă vorbească Bogdan. Te rog, Bogdan. Da. Planurile noastre pentru echipă sunt momentan destul de bine fixate. Avem de gând, cum spuneam profesor, să deschidem echipe de robotică, de First Lego League, în școlile gimnaziale. Acest lucru înseamnă că elevii de clasele 5-8 ar putea participa și ar putea să construiască roboți și să facă și evenimente la rândul lor, dar la un nivel ce funcționează cu Lego. Adică nu e atât de simplu, dar este un pic mai ușor decât acel ce proiect la care facem noi. Iar pe lângă asta avem de gând să creăm niște ateliere de programare și de inginerie la care tinerii cu vârste între 7 și 17 ani ar putea participa dacă vor. Proiectul se numește Coder Dojo și este un proiect care în România a prins foarte multă amploare. Este bazat pe voluntariat și tinerii organizează diferite ateliere la care alți tineri vin și învață. În așa mod, fiecare are de învățat de la fiecare. Andrei, ce spun părinții? Am aflat ce spun domnii profesori. Clar sunt de acord cu această activitate. Decât să petreceți altfel timpul liber, avem o activitate benefică. Dar părinții? A avut o evoluție destul de amplă acest concurs. Inițial, ne-am înscris în clubul de robotică și am petrecut destul de mult timp în timpul verii, la clubul de robotică, dar fiind vară, părinții nu s-au sesizat chiar atât de mult, adică era ceva ce desfășuram în timpul liber și nu atrăgea foarte mult atenția. Când a început școala, din nou, lucrurile erau puțin legere până a început efectiv sezonul de robotică. În schimb, în momentul în care a început sezonul de robotică, am primit tema și am început să construim la robot și așa, și am început să petrecem foarte mult timp la club, părinții s-au sesizat. În schimb, au înțeles foarte bine ceea ce facem. Chiar am insistat să purtăm o ședință cu ei în cadrul oficial la școală, cu domnul mentor, cu domnul director, pentru a vedea mai bine ceea ce facem, pentru a avea contact direct cu clubul, cu locația în care ne desfășurăm activitatea. Și au înțeles că este un lucru mare, ce implică mult timp, mulți bani și și-au oferit acordul ca noi să ne desfășurăm activitatea destul de mult la club. Și ca să-mi răspundeți și la cealaltă întrebare pe care am adresat-o, pe viitor, ce vă doriți din punct de vedere profesional? Mai aveți un an, a 12-a va veni cu examenul pe care îl tot așteptăm și tot discutăm despre el și după aceea va fi un pas foarte important pentru viața voastră, pentru cariera voastră. Eu personal îmi doresc să merg mai departe tot pe ramura asta. Eu la club sunt inginer și în viitor doresc să merg pe inginerie în cadrul unei companii auto, pentru că sunt foarte pasionat de mașini, de automobile. Și mi-aș dori cumva să combin aptitudinile pe partea socială pe care le-am dobândit în cadrul acestui club cu această parte tehnică de inginerie. Bogdan? Eu personal, de când am intrat în liceu, aveam deja în gând faptul că o să merg la Politehnică, la Automatică și Calculatoare, dar pe parcursul dezvoltării echipei m-am ocupat foarte mult de coordonarea oamenilor, de diferite structurări și încă am rămas pe Politehnică, Automatică și Calculatoare, dar mai departe, ca și job, încă nu am o idee foarte bine fixată, doar că știu că vreau să merg pe profil tehnic, vreau să construiesc lucruri. În același timp, dacă se poate să îi ajut și pe alții, ar fi foarte ok. Ce le putem spune telespectatorilor, celor suspicioși, despre avantajele roboticii? Ne așteaptă domnul profesor înainte de toate.
Avantajele roboticii? Ce? E un lucru, cum să spun... Vital, nu? Vital, ca înainte să spunem. Pentru că vreau să vă spun, la ultima întâlnire a țărilor, anual se întâlnesc țările pentru a discuta un viziunea pe viitor în domeniul economiei. Și concluzia la această întâlnire a fost că viitorul în industrie, în economie, va fi robotica. Chiar ieri am ascultat la un post de radio național cum că la Spitalul Militar din București, Carol Davila, datorită unor foarte cazurilor în urma accidentului de la colectiv, au avut foarte multe cazuri cu amputare de membre, de au achiziționat acum câteva luni de zile sisteme robotice care ajută pe pacienți să își recapete motricitatea și anumite mișcări pe acele membre. Deci, robotica este un domeniu care va intra cât de curând în mai multe domenii. Începând, am văzut foarte multe aparate robotizate în medicină, folosite să facă anumite operații invazive, ca să spunem așa, folosind roboți medicali. Și în toate domeniile, în tehnică, în construcții de mașini, e un domeniu care va lua amploare foarte, va avea o amploare foarte mare în economie. Elevii care fac parte din acest club de robotică sau cei trei prezenți astăzi la Presa Liberă Trecere participă și la olimpiadele școlare. Sunt elevii ai unității de învățământ. Da. Sunt copii deștepți, inteligenți și chiar Andrei anul trecut a, de fapt și Bogdan și alți colegi din clasă de la ei au fost la olimpiada aia de informatică, etapa județeană, iar Andrei s-a calificat și la etapa națională. Acum, în orice domeniu, dacă nu există și pasiune și ce a lăsat Dumnezeu ca intelect, nu poți să reușești. Andreea, ce ne poți spune despre echipă, întreaga echipă, despre ceilalți colegi? Mi-aș fi dorit să-i nominalizăm, dar mi-e teamă să nu omitem pe cineva, să se supere pe noi. Dacă tu ții minte pe toți, te rog, cu drag, îi poți prezenta. Da. Așa cum a spus Bogdan, lucrăm ca într-o... suntem o familie, suntem o mini-fabrică, să spunem așa. Și avem, cum a spus, două departamente, cel tehnic și non-tehnic. La cei tehnici sunt inginerii, unde este Andrei aici de față, Dănuț Răileanu și Robert Untea. Sunt elevi din clasa 11 și a 10-a, toți suntem pe profil de matematică-informatică. Bogdan, bineînțeles, este team leaderul, el se ocupă de această parte de inginerie, dar bineînțeles, el de fapt ne ajută cu toate. Este acolo prezent în toate domeniile. Avem un singur programator și se descurcă singur, face o treabă foarte bună, Marton Sergiu. Avem driverii. Tudor și Casian Panait. Ei se ocupă, ei conduc robotul. Tudor este cel care se ocupă de imprimanta 3D și face designul 3D pentru piese și pentru ce mai avem nevoie. Iar pe partea non-tehnică sunt eu, Andreea Stănilă, Maria Ioniță, ne ocupăm de sponsori și de evenimente. În notebook se ocupă să scrie toate evenimentele și să le traducă Roxana Ioniță și Adelina Constantinescu. Și de design, bineînțeles, de hanorace, de postere, de absolut tot, se ocupă Pavel Arisa și Tănesescu Ștefan. Care sunt evenimentele pe care le-ați organizat aici, pe plan local? Păi, ca să o luăm în ordine cronologică, primul eveniment care l-am organizat a fost prezentarea din liceu de pe 1 noiembrie, în cadrul căreia am avut elevi din liceu care ne-am invitat să facă parte din echipă, exact cum a zis Andreea. La acel eveniment s-au alăturat și ceilalți oameni, ceilalți 4 elevi, 5 elevi și întreaga mulțime de voluntari. După care am organizat Noaptea Științei în luna decembrie,
eveniment în cadrul căruia atât foști elevi ai liceului, profesori, cât și noi, am avut ocazia să prezentăm diferite teme de care noi am fost foarte pasionați și am avut ocazia să colaborăm cu... Am invitat echipa din Buzău, Homo Sapiens, pentru a face un meci demonstrativ în cadrul liceului nostru. După care am... Întâlnirea de la primărie. Da, am participat la o gală festivă organizată de primăria municipiului Râmnicu Sărați. Deci v-ați întâlnit cu autoritățile, da? Trebuie să știe care sunt rezultatele și ce tineri avem la Râmnicu Sărat. Am avut ocazia să le arătăm un meci demonstrativ și să le vorbim despre proiectul nostru. Am fost invitat și la multe alte evenimente evenimente organizate de echipe din țară, cât și din afară. Am participat la un eveniment în Alba Iulia, numit Xeotox, eveniment în cadrul căruia mai multe echipe au avut ocazia să vorbească despre știință, tehnologie și robotică. Am fost invitați de o echipă din Israel să organizăm un eveniment numit Community First, eveniment în cadrul căruia, în aceea zi, mai multe echipe din toată lumea trebuia să facă un mic eveniment pe plan local prin care să comunice cu altă echipă. Acela a fost momentul în care am început să colaborăm cu echipa Homo Sapiens. În vară am avut ocazia de a participa la o mini-întâlnire, o mini-demonstrație a proiectului organizat de echipa Quantum Robotics de la Liceul Internațional de Informatică București și acolo ne-am pornit călătoria, acolo ni s-a dat startul în mare parte și în rest am participat la evenimentele, competiții demonstrative și recent am fost la Buzău, la Aurora Mall, la Robot Fest. Să facem reclamă centrului comercial. La Robot Fest, eveniment în cadrul căruia am avut ocazia să prezentăm diferitor persoane care recep acolo proiectul. Și am fost și la evenimentul de premiere a firmelor organizat de Camera de Comerț la Buzău, când s-au premiat cele mai bune firme din județul Buzău. A fost o parte din elevi care participă la clubul de robotică și au prezentat proiectul în fața... Și care este impactul asupra publicului, impactul asupra autorităților locale sau a publicului general? Păi, de obicei, oamenii sunt foarte fascinați de ceea ce prezentăm, adică se uită și mereu, uneori, auzim întrebarea, voi sunteți elevi de liceu? Și impactul este unul foarte plăcut, adică e foarte plăcut să vezi, pe exemplu, când am fost la școli, o sală întreagă de copii care doar ce au auzit de robotică și i-am întrebat, ați vrea să participați și voi? Și toată lumea ridică cu mâna pe sus, adică era fascinant să-i vezi acolo, fiecare foarte pasionat. Și și eu mi-am început discuția copiii noștri și după aceea mi-am dat seama cât de responsabil și serios sunteți, v-ați luat munca în serios, am zis, tinerii noștri, elevii noștri, adolescenții noștri. Felicitări! Felicitări, succes pe mai departe. Încă un aspect, ați reușit să vorbiți cu cei mici, cu doritorii din școlile gimnaziale? Dacă nu, care este mesajul pentru ei, pentru elevii din școlile gimnaziale? Am reușit să vorbim la evenimentele care am organizat, dar în mare parte mesajul este, în cazul în care sunteți curioși și pasionați de orice ține de robotică, de construcție, de programare, vă așteptăm să ne dați un mesaj pe paginile noastre de Facebook și de Instagram și putem să vorbim acolo mai multe detalii, adică îi așteptăm la evenimentele și întâlnirile noastre pe care le susținem. Andrei, un cuvânt pe final? Așa cum a menționat și Bogdan, noi de fiecare dată am invitat copiii în fața cărora ne-am prezentat să participe la întâlnirile noastre, așa că da, într-adevăr, vrem să luați parte la întâlnirile noastre, care au loc în principal sâmbăta, cele oficiale, pentru a vedea ceea ce se întâmplă acolo și poate pe viitor vă veți lipi de clubul nostru. Vreau să vă întreb dacă mai aveți timp liber, dar acesta este timpul vostru, aceasta este pasiunea voastră, da? De dimineață până seara, școală. Școală, activitățile incluse în programa școlară și, bineînțeles, pasiunea voastră, activitatea extra-școlară, clubul de robotică. Andreea, un mesaj? Tot ce facem, facem din plăcere și pasiune și dacă vreți să vedeți cu ce ne ocupăm mai exact și să participați la una din întâlnirile noastre, vă așteptăm. Iar dacă e cineva care dorește să ne sprijine, să creeze un parteneriat cu noi, ne puteți contacta pe rețelele sociale.
Domnule director, o etichetă, o bilă albă pentru unitatea de învățământ. Da, mulțumim. Clubul de robotică. Un loc unde elevii care sunt pasionați de tehnologie, de a învăța ceva nou, un loc unde își pot petrece într-un mod plăcut timpul liber. Adică o variantă de activitate extrașcolară foarte utilă pentru elev și pentru școală în general. Vă mulțumesc foarte mult, încă o dată felicitări, succes pe mai departe și așteptăm noutăți cu privire la concursurile, competițiile la care participați. Am vrea să mai adăugăm un lucru, dacă se poate. În primul rând, am vrea să mulțumim foarte mult sponsorilor care ne-au sprijinit până în acest moment și organizației care a făcut posibilă apariția acestui concurs la noi în țară, Nație prin Educație, deoarece fără ea robotica s-ar fi dezvoltat mult mai greu la noi în țară. Și spuneați voi că de 3 ani avem în România, există acest concurs și asociația tot din... Mai mic precedenți, echipele din România au reușit să ia la Olimpiada de Robotică Internațională 5 medalii de aur, iar ne-au reprezentat cu mândrie țara la campionatele mondiale din Detroit sau din alte state. Adică suntem foarte mândri de realizările celorlalți noștri colegi din proiect. Sunt sigură că și râmnicenii care v-au urmărit, care vor auzi de clubul de robotică, vor fi foarte mândri că avem copii talentați, copii muncitori la Râmnicu Sărat. Le mulțumim încă o dată și dumneavoastră vă mulțumim, dragi telespectatori. Până data viitoare, sănătate, să aveți o seară liniștită, numai bine. La revedere! Presa liberă trecere.